Sincer, aș băga un manualul de economie. De la grădiniță. Da, că el o remarcă că statul are o tendință de a, stai să citez exact și după aia construiesc ideea. O separare e pusă și cu italice, deci e punctul esențial. O separare gravă și fatală între serviciu și plată. Între furnizarea unui serviciu și plata pentru primirea lui, acest este inerentă oricărei activități a statului. Și asta a zice că oarecum modificată ar trebui să se găsească și în economie. Cu cât ai o distanță mai mare între plată și serviciu, cu atât te asiguri că vei avea un serviciu prost. E foarte ușor să-ți imaginezi ideea asta. Uite, să spunem, piața de pizzerii, da? Care livrează la domiciliu. Da? Atunci când livrarea este, așa zis, gratuită, da? Livratorul se așteaptă la un bacșiș. Da? Prin urmare, pizza tinde să ajungă caldă. Atunci când livrarea este plătită, livratorul nu se mai așteaptă la un bacșiș. Prin urmare, el știe că primește niște bani fix și chit că ți-o aduce repede, chit că nu ți-o aduce repede. Așa, asta e decuplarea plății Da. de... Dacă, de Da, exemplu, comunicarea între client și dacă, de patronul care poate să dea exemplu, afară ca dacă, de exemplu, tu pe ești... termen lung, pierde de ora fără dacă el o duce repede Da, mereu. numai că merge greu comunicarea asta între Pe termen client și scurt, cel patronul puțin. Da, Da, dar de exact afară. asta e, că nu mai sunt semnalele, da? Deci trebuie semnalul să ajungă la patron. Și structura de Da? Și stimulente e structura mult de mai... stimulente Deci peste câteva se luni pierde. vine caldă. Da. Vine. Și nici atunci nu o să vină caldă, pentru că patronul nu o să înțeleagă că e asta, da? Pentru patronul o să zică, păi, ăla nu știu, nu livrează corect, mi-au scăzut vânzările, o să-l iau pe unul pe care îl plătesc mai puțin Am pentru probleme livrare. cu puterea de Da? muncă. Și mai rău, adică. Exact.